Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Eu tot asta vă transmit de nu știu câte duminici și săptămâni. Să lăudați mai mult pe Domnul, așa e? Ați reținut asta. Dar până la urmă cred că o să ne dăm drumul. Că Dumnezeu merită să fie lăudat nu numai în adunare și pe acasă și oriunde și oricând. Numele Domnului să fie slăvit. Cât despre temerea de Dumnezeu, nu mai vreau să mă așez, să mai tocmesc ceva ca să nu stric. Eu vreau doar să le spun ceva la copii. Dar dumneavoastră, cu adevărat, să nu vă temeți. Amintiți-vă de prorocul Ieremia care a strigat din fundul gropii, Domnul s-a apropiat de el și a zis, nu te teme. Copii, dacă ne-a slujit voi nouă, vreau să vă slujesc și eu vouă. În seara asta s-a citit despre vrăbii. Și voi sunteți ca niște vrăbii. Știți de ce? Scrie în cartea Proverbele, la 26:2, cum sare vrabia încoace și încolo. Că uneori numai n-aveți stare. Ba încoace, ba încolo. Dreptui. Vă pune mama, stați aici, vă pune învățătoarea, stați în bancă, iar te întorci. Uneori și în adunare, tot așează învățătoarele pe voi, tot nu mai știm cum să grijim, facem semne, ca vrăbile sunteți. Bine că n-aveți aripioare, ca să sărim mai tare vrăbiuțelor de voi. Dar iată ce vreau să vă spun mai departe, scumpe vrăbiuțe. În Evanghelia după Matei, la capitolul 10, versetul 29, e scris așa, nu se vând doar două vrăbii la un ban? Ați reținut prețul? Două vrăbii la un ban. Eu nu știu ce făceau cu ele care le cumpărau. Și în textul din această seară, în Luca 12:6, scrie, nu se vând doar cinci vrăbii cu doi bani? Aici fi fost vorba la altă piață, în altă zi s-a modificat prețul. Se pare că se practica și atunci cum se practica acum. Două vrăbi erau la un ban și dacă cumpărai două perechi erau una bonus. Și în loc să-ți dea patru vrăbi cu doi bani, dădea cinci vrăbi la doi bani. Și spune Domnul, totuși niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Adică nici cea de-a cincea, vândută stingheră, dată har, bonus, nu era nici aceea uitată, măcar că la urmă aia era fără bani. N-avea valoare. Era mai angro și era prețul mai mic. Dar acum să auzim și noi ceilalți. Chiar e drept ce a spus Domnul Iisus. Vrăbiuțele astea, ascultați în cuvintele Domnului, niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Am întrebat într-o zi, de fapt vorbeam cu niște copilași într-o zi, măi, sunteți copii frumoși. Și unul dintre ei zice, eu nu sunt frumos. Și eu repede surprins am zis, da, de ce? Că așa a zis fratele meu mai mare, că eu nu sunt frumos. Poate la fetele astea mai mari vine vreo vrajă din astea, știu eu. La Dumnezeu tot ce a creat El are valoare. A spus-o în cartea Iov, Creatorul, când l-a întrebat pe Iov, știi tu, zice, de pui, de corb, că le dau mâncare și de căprioare și de celelalte. Da, binecuvântat să fie Domnul pentru toți copiii. Și dacă este vreunul, poate că am zice noi că e mai slab la școală sau că nu poate sau că are vreun handicap. Și sunt familii în adunare, nu mulți sunt, dar sunt câțiva copii care sunt imobilizați la pat. Știați asta? Avem unul de vreo 10 ani și ori mai mișcă ceva, unul de vreo 20 ceva de ani stă chircit acolo într-o familie. În urmă câțiva ani am botezat noi unul așa, din ăsta
grămadă așa, citise în Biblie așa cum putuse. Și acela n-a fost uitat înaintea lui Dumnezeu. Mi-amintesc acum ce am predicat la mormântarea lui din Psalmul 17, unde scrie că unii și-au partea lor în lumea asta, dar alții când se vor trezi, se vor deștepta, se vor bucura de Dumnezeu. Își vor îndrepta piciorușele și spinarea și aceea. Da, binecuvântat să fie Dumnezeu care le are în vedere pe toate. Cum să ne temem noi dacă și vrăbile sunt în evidența lui Dumnezeu? Vine iarna, cum îngrijește de ele? Asta e tot puternicia mărețului nostru Tată. Cum se îngrijește de noi de atâția? Cum ne știe în toate împrejurările? Măreția lui nu poate fi cuprinsă. De aceea vă tot îndemn, lăudați-l și binecuvântați-i numele. Uitându-vă la păsări și la nori, la stele și la noi, mărit să fie Domn. Deci nu uitați, copiii, care sunteți așa zbordani și ca văbriuțele, voi sunteți de valoare fiecare. Și, în ultimul rând, a zis tot Domnul, versetul 7, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Deci, două vrăbii sunt la un ban, 5 vrăbii la 2 bani, dar un copil cât bani valorează? Cu câte vrăbii puteți fi voi comparați? Aici scrie numai multe, dar multe cât înseamnă? Pe câte vrăbii te-ar da tata pe tine, măi? Că așa a spus cineva, că eu sunt sărac. Și altul l-a întrebat, ai copii? Am. Uite, eu am mai multe case că-s bogat. Îți dau una dintre ele, nu-mi cer cea mai bună. Care copil mi-l dai? Eu nu ți-l dau. Tu înseamnă că ai o valoare mai mare decât o casă. Voi aveți valoare. Și noi avem valoare, că pentru noi s-a plătit cu sângele scump al Domnului Iisus Hristos. Da, știm noi să prețuim valoarea asta. Sau își bate diavolul joc de noi. Ieri, mergând la o mormântare, am dus 3 panfarici cu mașina și n-am vrut să le spun multe lucruri ca să le țină minte. Un lucru le-a spus mergând încolo și unul venind înapoi. Mergând încolo le-a spus doar atât. Diavolul caută încă de mici să-și bată joc de voi. Să vă prindă în ispită și apoi să vă momească, să vă prindă în cursă și după aceea nu mai scăpați. Măi copii, să nu vă prindă, voi sunteți de preț. Fetelor, nu vă dați pe fiece, nu vă compromiteți. Dumnezeu a pus pe noi mare preț, zice în Isaia, fiindcă ai o preț în ochii mei, dau popoare pentru viața ta. Numele Domnului să fie binecuvântat. Prețul nu pot eu să-l evaluez. Dacă ar fi să-l evaluez, ar trebui să-l evaluez nu după vrăbii, că-s multe, nu scrie câte, ci după ce preț s-a plătit pentru noi, sângele scump și fără cusur al Domnului Iisus Hristos. Evreii, pentru câte unul de-a lor, dau sute de palestinieni. Noi suntem mult mai de preț. Dacă ar fi să calculăm prețul unui pocăit în raport cu nepocăiții, o dau un simplu calcul, îmi plac socotelele. Cât s-a întrește un om în vremea noastră? Hai să-i dăm 100. Rotunjim că socotim mai ușor. Dar veșnicia câte sute de ani are? Na, spuneți-mi câți oameni valorează un pocăit. Toată lumea asta n-ajunge, că veșnicia, fiecare să trăiască 100 de ani, un pocăit e de mai mare valoare. Trăiește mai mult decât toți la oaltă. Și toate astea ne duc la aceeași concluzie cu care am început, să lăudăm pe Domnul. Cei ce iubesc mântuirea să strige, fără încetare, preamărit să fie Dumnezeu. Că s-a uitat spre noi, nu doar că ne-a spus să nu ne temem, ne-a spus că ne dă un viitor și o nădejde și că suntem ai Lui pentru vecii vecilor. De aceea să-L lăudăm, să cântăm spre slava Lui și să ne bucurăm de mântuirea care ne-a adus-o. Și în același timp să știm că nu numai noi avem valoare, au și alții în jurul nostru. Să-i respectăm, să-i prețuim și să lăudăm pe Domnul și pentru ei. A Lui să fie slava în veci. Amin.